piatra răsturnată. Se gândea Maria noaptea la mormânt, dar în față îi sta o piatră, piatră mare sigilată. Pe când inima în chemare o mișca înspre lucrare, pentru Domnul să muncească, pentru El să ostenească. Și când zorii se iviră, trei femei la drum porniră, dar același gând acum le ieșiră iar în drum. Piatra mare, piatra lată, cine o va sfărâma odată? Parcă în duh aveau putere și ambiție și vrere, dar un aer din fricare le bătea pe fiecare și în față sta o piatră, piatră mare, sigilată. Cum să lupți cu nenorocul când te caută în tot locul? Cum să îți întorci privirea ca să afli izbăvirea? Necredința se întețește, deznădejdea în suflet crește. Ce să faci când toate în rând parcă duc înspre mormânt? Trei femei pășesc înainte, peste pietre și morminte, peste buna rațiune, peste vorbe, peste lume, căci în piept simțeau chemarea și nevoia și lucrarea pentru Domnul să muncească, pentru El să ostenească. Nu contează depărtarea, nu contează împrejurarea, dacă porți în piept iubirea care schimbă toată firea, ea te mișcă de picioare, ea te ține drept și tare, pentru Domnul să muncești, pentru El să ostenești. Când ajunseră în grădină, soarele urca să vină, să aducă dimineața, ca să lumineze fața, fața celor întristate, de păcate îndurerate, căci a necredinței piatră sta la inimă legată. Doamne, Doamne, ce minune! Începuseră a spune toate în glas și toate odată, când văzuseră pe bune piatra, piatra răsturnată. Îngerul le auzise și din ceruri coborâse să aducă lumii veste. Iisus în mormânt nu este, a înviat, priviți îndată locul, piatra răsturnată. Căci din dragostea de lume s-a împlinit acea minune. Scris în cărți, în profeție, despre om și veșnicie, despre un fiu și despre un tată, despre o dragoste curată, pentru întreaga omenire, pentru tine, pentru mine. Nu mai fi necredincios, căci iubirea lui Hristos are toată strălucirea ca să schimbe omenirea, să aducă lumii viață, mângâiere și speranță. Viu e Domnul biruinței, gol mormântul necredinței.